Voi nativ berbec sau cu ascendentul berbec? Săptămâna asta simțiți așa un fel de presiune pe umerii voștri. Parcă sună un ceas, o alertă, nu? Ceva care vă grăbește să faceți ceva pe ultima 100 de metri. E o decizie, un gest, o mișcare, o acțiune pe care foarte multă vreme ați amânat-o. Ați zis, las cam tot timpul. Și cum săptămâna asta se produce un eveniment care e pentru ultima oară în viață urmat de o energie foarte intransigentă de la Mercur în Scorpion, citire, clopoțelul ăsta a devenit trâmbiță în urechea voastră. E un musai acolo, e un obligatoriu acolo, că altfel, puncte, există și o urmare. Nu vă așteptați la dezastre, dar aveți sentimentul ăsta că, aoleu, n-am făcut cu tare lucru. Ați întârziat cu ceva, ați tergiversat, ați uitat și graba de care, sub care sunteți acum împins de la spate vă obligă să acționați de urgență într-o anumită situație. Dar când am zis că e de urgență, e realmente de urgență. Gen, n-ați făcut o plată la timp, acum o lună, când a venit factura sau poate și mai mult de atât. Deja a venit penalizarea, deja a venit sancțiunea, deja a venit poprirea. Deci, s-a intrat în regim de urgență. O problemă de sănătate. Nu v-ați dus când vă dorea un pic. Lasă că nu mă dore așa de tare. Nu v-ați dus o lună, nu v-ați dus de două luni, deja s-a făcut buba cât casa. Cam asta este energia urgenței sub care trebuie să acționați. Și bine faceți că acționați. Totul e să nu amânați din nou. Pentru că fiind o energie ultimativă în perioada asta, pentru că Mercur este pentru ultima oară în viață în cuadratură cu Pluto, pentru că se formează acest trigon mare de apă care nu s-a mai format și nici nu o să se mai formeze de multă vreme, acțiunea de urgență e binefăcătoare. Cu cât te grăbești mai mult, cu atât mai repede se rezolvă problema. Au amânat din nou, deja agravează lucrurile, deja o mică zgârietură devine dita mai infecția. Imaginați-vă cam care ar fi creșterea, ca o lupă, va fi ca un fel de lupă, încă o amânare. Indiferent ce înseamnă, trebuie să vă apucați de ceva, ați amânat, trebuie să închideți ceva, ați amânat, trebuie să acționați într-o privință, ați amânat, dar de ce este acolo Marte într-un trigon de zile mari cu Saturn și cu Venus? Să vă aduc aminte. De aia, aducerea aminte nu e drăgălașă, nu e cu mângâieri și cu mângâia pe creștet. E deja cu această săgeată ultimativă. Că dacă nu, și va scrie după dacă nu. Sigur că nu vă place să faceți ceva sub presiune, cu timpul deasupra, cu pistolul la tâmplă, cu sabia deasupra capului. Nu-i place nimănui. Dar ce bine vă veți simți după ce o veți face. Și știți cum este? Că atunci când toți zicem, am tot timpul, nu mai e timp. E o energie a timpului pe ultima 100 de metri. E ceasul al 12-lea, cum s-ar spune. Și cu cât veți scăpa mai repede de tensiunea asta, presiunea asta, cu atât și urmările vor fi mai ușor de acceptat. O despărțire, un da, un nu pe care trebuie să-l spuneți. Să renunțați la un stil de viață, să renunțați la un viciu, să renunțați la ceva care de multă vreme cineva vă spunea, dacă n-ai să renunți la fumat, de exemplu, nu știu ce se va întâmpla. Deci de-aia este un sfat bun. I-aș spune chiar cu iz vindecător ce urmează totuși să faceți în ceasul al 12-lea, cum spuneam. Vine vindecarea, vine echilibrarea, vine relaxarea situației, scoateți dopul de la un flux care se blocase undeva. Ca atare, uitați-vă un pic peste umăr ce tot ați amânat de luni, de ani, de zile să faceți acum, pentru că după aia râul ăsta blocat acolo în trecut o să curgă normal.